Și ce ascunzi tu acolo? Nimic. Eu vreau să se vadă cu mama și cu tata. Acuș. Dacă mai spui un cuvânt, nu știu ce-ți fac. O să că-ți arăt eu ție. Stai. Lasă că-ți arăt eu ție. Nu o să mai vin în casa asta. Noapte bună. Oare unde am pus eu scrisoarea? Trebuie să o găsesc. Peste 15 minute. Pa! Domnișoara Sofia. Parcul este mare, până când te-am găsit? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am fugit de acasă să nu o văd pe Roza. Cum?
cum ai putut să fugi de acasă și nu ai zis nimănui? Nici măcar Luizei? Nu, nu i-am zis. Sigur nu mă lăsa să plec. Vai, îmi pare foarte rău de Luiza. Îmi imaginez eu cum retrăiește ea acum. Ea foarte mult ține la tine și pe Roza o iubește foarte mult, sărmana. Roza asta. Bine, hai atunci să mergem să ne plimbăm, să discutăm un pic, ce să stăm aici. Bine. Eu însă afară am văzut animale mai interesante și mai aproape. Safari? Vai, 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 ce mă fac eu? Unde am putut să dispară ea? Poate să sun la poliție. Lasă că o să vină ea. Crezi tu că o să vină? Dar dacă s-a întâmplat ceva cu ea? Vai, de mine ce mă fac? Din cauza ta că tu mereu te cerți cu ea, nu poți găsi limba comună cu ea. Chiar nu vă puteți împăca voi ca două fete. Eu cu ea să prietenesc niciodată. Uite, mă simt cam incomod. Dar poți să-mi dai telefonul tău să o sun pe mama? I-am zis că ies din casă pentru 5 minute și deja lipsesc jumate de oră. Cu siguranță nu-și poate găsi loc și retrește pentru mine. Te rog frumos. Ai mei niciodată nu-și fac griji pentru mine. Alo! Mam, tat! Eu sunt la plimbare cu Sofia în parc. Nu știu când vin. Noi să ne plimbăm, bine? Să nu vă faceți griji. Pa! Mulțumesc. De ce țipi așa? Păi, la noi telefonul este vechi și cam rău se aude. Și trebuie să stric. Uite, dar fără supărare. Am vrut să zic, dar... Nu m-am hotărât, dar tu știi că tu semeni cu Roza. Și eu semn cu ea niciodată. Sunt flământă. Hai să mergem să luăm câte o înghețată. Ce-am zis? Dar chiar seamănă. Asta cu buble bune. Dar o să-mi dai telefonul să o sun pe mama încă o dată să-i zic. Bine. Hai. Vai de mine, a trecut deja toată ziua și ea nu a sunat măcar o dată să zică unde este.
Oare unde este fetița mea? Vai, 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 vai. Ce mă fac? Ce mă fac? Intră. Ha? Domnișoara Sofia, fetița mea de întors acasă. De ce ați procedat așa? De ce? Nu mi-am putut găsi loc toată ziua. Să nu mai faceți așa. Bună, Luiza! Bună, Luiza! Sunt bine, fii liniștită. Mergem să-mi iau coroană. Mergem. Hai, mergeți, dar eu merg să vă pregătesc câte un ceai. Coroana? Unde e coroana mea? Nu știu ce îi fac. Unde e coroana mea? Ea a dispărut. A dispărut coroana! Roza! Ce Roza? Toată ziua am stat lângă tine și făceam lecțiile. Tu mi-ai luat coroana, invidioasă! Caută, poate colega ta a furat-o. Eu? Nu! Eu niciodată! Nu aș îndrăzni, tu ești cea mai bună prietena mea! Nu aș face-o! Hai cu mine! Vai, vai, vai! Ce zi nenorocită azi! Ia privește! Aceasta este haina mea! Noi astăzi cu tine împreună ne-am întâlnit în parc! Am fost toată ziua împreună! De unde poate fi? Aș vrea și eu așa. Tu? Nu! Nu eu! Nu aș îndrăzni! Cum? Pleacă din casa asta să nu te văd niciodată! Cine ar fi putut crede că fata asta să fure ceva? Părea atât de serioasă! Da, da, foarte serioasă! Tu ce cauți acolo? Ia hai să strângem ceanta pentru mâine! Lasă că eu o să strâng singură! Ba nu, că eu o să te ajut! Lasă geanta, lasă că eu te ajut pe tine. Hai că mai ai încă 2 zile și apoi începe vacanța. Asta ce este? Eu caut 2 zile. De unde ai luat tu scrisoarea asta? Și cum ai îndrăznit să pui mâna pe ea? Nu știu cum a ajuns. Poate prietena Sofiei. Să știi că m-ai dezamăgit și nu te mai cred. În vacanță o să pleci la bunici.
mai vedem noi.